Deci acest verbal al ședinței din 28-a 3-a 2019. Cine este pentru? Ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Legiu și a listei de investiții pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei Legiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Serviciului Public de Salubrizare pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei Legiu. Și probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului, cerând întrebări diverse. O să începem cu proiectul normal, o să ne prezinte domnul contabil, pentru că ne duce prea mult în cifre și o să fie greu să vă prezint eu. Partea de investiții, dacă doriți, vă prezint, o discutăm. Domnul contabil, dacă... Proiectul de buget de anul 2019, fundamentat în conformitate cu prevederile legii 50/2019, legea bugetului de stat pentru anul 2019, legea 273/2006 privind finanțele publice locale și comunicările de la Consiliul Județean Bacău și de la Direcția de Finanțe Publice Bacău. Conform comunicărilor, ne-au fost alocate următoarele sume. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean 300.000 lei, sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale 191.000 lei, sume alocate din fonduri defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 765.000 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 4.634.000 lei. Toate acestea au fost alocate prin Consiliul Județean. Numai prin Direcția de Finanțe Publice au fost alocate cam așa. Impozit pe venit estimat a fi încasat 60% din valoarea estimată 352.000 lei, sume de TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 228.000 lei. Și aici avem 198.000 de lei pentru învățământ și 39.000 lei pentru tichete de grădiniță și CES, colicii CES. În afară de asta, mai fundamentat bugetul pe subvenții de la PNDL pentru proiectele de investiții de 1.351.048.000 lei și subvenții de fonduri europene 353.000 lei. Veniturile proprii ale bugetului local le-am estimat la 604.000 lei, alte venituri la 9,7.000 lei. Deci volumul veniturilor și cheltuielilor bugetului pe anul 2019 preconizate sunt în sumă de 10.760.04.000 lei. Cum pot să plătesc din detaliat? Deci la partea de venituri, am spus, venituri proprii ale bugetului local 604.000 lei. Iar aici intră impozitele pe clădiri, pe terenuri, pe mijloacele de transport, concesionări, chirii, amenzi. Și cotele defalcate din impozitul pe venit sunt valoare de 1.423 și avem acei 353.000 de lei prin Direcția de Finanțe, 765.000 lei prin Consiliul Județean și încă 300.000 lei de la Consiliul Județean din fondul la dispoziția lor și venitul între transferuri imobiliare 6.000 lei. Sume defalcate din TVA 5.053.000 lei și avem 228.000 lei cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, și cum am spus, pentru învățământ și CES. Sume defalcate din TVA pentru drumul 191.000 lei, sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale 4.634.000 lei. Subvenții 1.708,18 sunt cele de la PNDL, PADR, subvenții din încălzirea locuințelor. Și cam acestea sunt veniturile. Pentru cheltuieli. Deci noi pe capitole bugetare, la capitolul 51, autorități executive. Totalul cheltuielilor este de 2.231,22 lei, formate din cheltuieli de personal 1.839,92 lei,
bunuri și servicii 368,80.000 lei, cheltuieli de capital 4,50.000 lei. Transferul din bugetul local pentru persoane cu handicap, pentru persoane instituționalizate, 171.000 lei. Cheltuieli de apărare, ordine public, siguranță națională, adică poliție locală, MISU, 291,58.000 lei, din care cheltuieli personal 220,77, cheltuieli cu bunuri servicii 70,81.000 lei. Pentru învățământ, 604.000 lei, din care bunuri și servicii 304.000 lei. Aici sunt cei 189.000 lei de la bugetul de stat din TVA, 65.000 lei sunt alocați de la bugetul de stat la finanțare complementară, iar încă 50.000 de lei sunt repartizați direct în bugetul nostru pentru diverse lucruri care vor mai fi întreținere. Cheltuielile sociale 30.000 lei și am zis că sunt 27.000 tichetele pentru grădiniță și 3.000 de lei copii cu CES, iar cheltuielile de capital 270.000 lei. Pe sănătate avem doar cheltuieli de capital 1.538,84.000 lei. Aici sunt dispensarele. Cultură, recreere și religie 1.126,27.000 lei. Avem cheltuieli de personal 115,27.000 lei. Cheltuieli și servicii 101.000 lei. Alte servicii în domeniul culturii, recreere, religiei 70.000 lei. Cheltuieli de capital 840.000 lei. Cheltuieli cu asistența socială, 1.270,7 lei. Unde avem asistenții personali, 537.000 lei și indemnizațiile de handicap, 720.000 lei. Ajutoarele de încălzire, 13,70.000 lei. Aici sunt doar ajutoarele de încălzire pe care le-am primit la începutul anului acesta. Pentru sfârșitul anului, probabil, vom rectifica bugetul atunci. Pentru locuințe, servicii și dezvoltare publică, 970,43.000 lei. În cheltuieli de personal, 134,93.000 lei. Cheltuieli cu bunuri servicii, 430,50.000 lei. Cheltuieli de capital, 450.000 lei. Protecția mediului. Mai avem cheltuieli de personal. Cheltuieli cu bunuri servicii, 162.000 lei. Împrumuturi pentru instituții și servicii publice, 50.000 lei și pentru de capital 266.000 lei. Pentru drumuri și poduri, 2.060.000 lei. Pe bunuri și servicii, 560.000 lei și pentru de capital 1.500.000 lei. Alte acțiuni economice, 18.000 lei. Și cam acestea sunt. Deci bugetul va avea la venituri suma de 8.788,18.000 lei, iar la cheltuieli suma de 10.760,04.000 lei, cu un deficit de 1.971,86.000 lei, susținut din excedentul anului precedent. Secțiunea de funcționare cuprinde la venituri, cât și la cheltuieli suma de 5.935,70.000 lei. Secțiunea de dezvoltare cuprinde la cheltuieli suma de 4.824,34.000 lei, iar la venituri suma de 2.852,48.000 lei, cu acel deficit de 1.971,86.000 lei. Da, ca o concluzie, după cum vizi și dumneavoastră, sinteză puțin de cifrele astea, că și eu întotdeauna mă dau peste cap. Practic, bugetul nostru anul acesta nu e foarte rost, așa cum așteptăm să fie, dar cred că vom putea duce la capăt ceea ce eu, domnul dumneavoastră, ne-am propus. După cum ați văzut, banii primiți de Consiliul Județean sunt destul de puțin. E vorba de 1.910.000 bani vechi, 1.910.000 pentru drumuri, ceea ce înseamnă foarte puțin, ținând cont că magheza peste aia unde poate să ajungi de 50.000 de lei. Mai vorbim de petroliere și altceva. Cred că vom duce la capăt și vom realiza ceea ce ne-am propus, pentru că m-a reușit să tragem câteva surse de finanțare externe din PNDL, AFIR.
ne folosim la fel de banii din ECD pe care i-am dărmuit acolo și ne putem folosi anunța de ei. Dacă doriți, pot să vă dau citire și să citim, să vă citesc lista de investiții pe care am gândit-o și pe care practic nu i-am scoat de vreo 20 listă, nu știu dacă e buget până acum, dar se pare că a venit mai târziu anul acesta. E bine și așa, mă citim în primăvara, putem lucra, deja noi am început să încheiem contracte cu diferite firme, mai avem doar ceea ce înseamnă parte de licitații. La dispensare am început lucrul, de luni se înceapă și la Comunul Cultural, tot de spun la celălalt proiect să-mi iasă de la ISC, pentru că ne-au venit aduzea dimensional de șalie pietonală, plus celălalt obiectiv pe care mi l-am propus pentru anul acesta și la care lucrez la partea de proiectare. Dacă permiteți, pe scurt, așa, să dau citire listei de investiții și o să spun la fiecare ce înseamnă investiția, dacă e investiție vechi sau investiție nouă. Văd aici prima investiție, achiziția unui copiator pentru registrator. E vorba de un Xerox cu un performant. Avem un Xerox de prin 2010, vechi, care e depășit, dar mai merge. Eu, dar consumabile sunt foarte scumpe. Nu mai am trecut, am consumat, cred că în jur de 2000 de lei, numai pe service și toner. Toner undeva la 700 de lei, un toner cu care îl folosim, nu știu, două luni. Foarte multe hârtii, la noi birocrație, așa cum știți dumneavoastră, multe hârtii pentru adeverință trebuie să cere și iar cere pentru cere. Deci nu este pe chestia asta. Am propus construirea unui club sanitar la școala Hedegiu, pentru care am alocat 200.000 de lei, la care lucrăm la pare de finanțare. Sperăm să ne apucăm în vara acestui an. Montarea tâmplării la școala gimnazială numărul 2 Brățile, acolo de școala cei care a ars, pe care am acoperit-o anul trecut, e tecuită și se pune în geamă pentru a încheia măcar accesul în interior. Vedem împreună ce destinație o să aibă atunci când o finanța. Încă nu știu, anul ăsta ne-a propus doar geamul și ușa. Modernizarea dispensarului Brățila și modernizarea dispensarului Helegiu sunt lucrări finanțate prin PNDR, la care ne venim cu o mică parte din bani. Și aceste lucruri ne influențau bugetul local pentru că a crescut salariul minim pe economie, iar prin actul construcției, da? Iar prin actul adițional, banii aceia se suportă în bugetul local. Avantajul nostru e că nu sunt lucrări foarte mari și atunci, în consecință, contribuția noastră nu e foarte mare, dar oricum, e cu miliar și ceva. Deci, eu am două lucrările. Apoi, dotările la Biblioteca Comunală Helegiu. E vorba de biblioteca care are sediu în Căminul Cultural. Am prins niște bănuți aici pentru dotări, gândindu-mă și că poate în toamnă se va fi finalizată lucrarea și atunci sediul o să aibă nevoie și de dotări. Am luat în calcul 20.000 de lei. E vorba de mobilier, rafturi pentru cărți, poate încape și un calculator 2, dar poate găsim o sursă de finanțare. Am luat în calcul o suplimentare sută de apucare de lemn, în care am prins 80.000 de lei. Am gândit eu un oraș, două, la bazin, acolo, poate reușim să dăm de apă, nu știu. Încercăm. La fel am mai gândit o aducere de apă pentru a ușura accesul la acele fântâni din centrul satului, în spatele școlii. Mihera știe foarte bine cu care vorbesc. Practic, e singura sursă de apă inepuizată, spun așa, chiar toată perioada a verii, în Lelei, la fel ca și Cișmeaua de la intrare. Deci, cumva, cum o firmă să reușesc să o aduc în centru, acolo, în centru, practic, în spatele școlii, cu o Cișmea, controlată de noi, prin omul pe care avem controlat de lei, în măcar pe toată zilei să pornească pompa și să reușească omul să-și ia apă măcar pentru consum propriu. La Drăgugești, amenajarea unui centru civic. E vorba de zona dintre școală, biserică, centrul de jos și cea care se ridică frumos la Drăgugești, cu parcări, cu nu mai știu ce o să fie acolo, suntem în fază de proiectare și acolo. Modernizarea unui public în satul Brătila, pentru că anul trecut a făcut, nu știu că am făcut, de lei sau Drăgugești anul trecut, o parte de centru și anul acesta a luat în calcul 120 de lămpi pe cu LED. Eu sunt mulțumit de lămpile care le-am pus, nu am avut nicio problemă cu niciun an dintre ei, la Helegiu 3 ani când sunt puse, luminează destul de bine. Da, nu s-au ars și plus de asta se cunoaște la factură, unul e cel mai important.
Exiderea de ce ai luat public la Helegiu, e vorba de mult am gândit lucrul acesta, se pare că anul ăsta cred că poți să realizezi, e vorba de zona din centru și până peste Valea Podul Poierii, o zonă care e beznă și curba aceasta destul de loc, plus că vedeți dumneavoastră s-au avut accidentele pe DN11, măcar să le avem iluminat dacă nu există trotuar, nu există apartament, să circulăm mai pe partea carosabilă. Că, la fel am luat în calcul și achiziția unor camere video, supraveghere video în întreaga comună. Nu ne acoperim pe cheltuială, pentru că am văzut o firmă care ne-a făcut un calcul estimativ, nu știu, undeva la 120-130 de mii de lei ar fi ajuns în întreaga comună cu sisteme performante de supraveghere în cadrul poliției locale, cu memorie, cu fibră optică trasă. Unii perete mai mult, am prins doar 50.000 anul acesta, poate reușesc măcar să fac centrul de la Helegiu, zona aceasta, practic închid accesul în celelalte două sate de Redrăgucești, e supravegheat, și poate undeva în dreptul școlii din centru la Plătirea, pentru că acolo avem un server și ar putea să fie folosit, transmis prin internet către munca la anul, sau eu știu, nu mai face să completeze. Avem extinderea canalizării pe Ulța Movile, Ulța Bisericii Satul de Leni, lucrare la care deja am început lucru, se finalizează anul acesta. Am alocat diferite bani pentru 2019. Avem modernizare de 159 aici 000, lucrare care deja e finalizată. Am avut ieri a doua recepție, nu are trecut nici ieri, pentru că sunt câteva probleme cu firma care a realizat investiția și noi ne jucăm, nu vreau să răspund pentru... Ce investiție? Poftim? Despre ce investiție este vorba? Vorba din drumul Tatăl Bucești. A doua era fost răcită de nou și nu a trecut. Au de... Remediat. Șanțuri. Suprafață de arusată, multe, nu știu. Nu știu ce se întâmplă acolo. Cred că o să ajungem în instanță, la un moment dat nu știu ce se întâmplă. Apoi, are pe la Helegiu, lucrare pe care sper să o început mai repede. Eu am putut da vize, am nevoie de buget, ca putem încheia contractul și dăm drumul. Zona aceea din centru și până la ieșirea din Bărăneasa. Modernizarea drumul ce comunal 159 Adrii de Leni, completarea asfaltului până la ultima casă la Aron, lucrare pe care la fel o începem anul ăsta și o și finalizăm. Încă la proiectare, e aproape gata pe TH-ul, de TH-ul, de știu eu. Urmează să obținem avizele. Finalizarea strădii Ciorne de Sus, cea care ne-am pedonat-o, am făcut șanțurile și din finalizat lucrare. A fost amedit și mai făcut. Strada Ulța aceea care leagă centrul de Pălău, pe la Popescu la Vale, care da drăgucești. Zona aceea pe Vale, mi-am studat noi cei de-a trecută, în zona Moraru, la fel am prins niște bănuții aici, să vedem și să scutim, practic, accesul doar prin Părău, pe o distanță de vreo 500 de metri, poate mai puțin, nu știu, câte 3-400 de metri, și să gândim o zonă, un drum. Nu, pasă, e un drum ridicat pe care se circulea, am fost acolo cu un proiectant, se pare că ar fi o soluție, trebuie să ne băgăm mai mult în dreapta unui, nu știu, ruptură. Da, ruptură, acolo, că să nu obturăm Părău, că altfel ar bate spre vecini, vizabil. Apoi ne-am propus la fel faze de proiectare pentru două obiective care nu știu dacă reușim anul ăsta, nu cred, nu avem fost de finanțare, dar măcar în faza de proiectare să le finalizăm, mă duc că la anul să lucrăm pe ele. E vorba de prelungirea drumului la Răgugești până la Prențu, acolo le avem deja cel pe care zic că acum e un proiect, față de TAC, depus pe două surse de finanțare și pe AFIR și pe RDD, nu au primit surse de finanțare și atunci am gândit să desfacem și să facem bucățele, poate reușim din bugetul propriu, poate reușim cu sprijin, fiind la mai mic, poate reușim altfel. Deci drumul până la Prențu, strada Poiană aici, măcar că țin casă de la Helegiu, și strada Ciorne de Jos, se vorba de cele două drumuri, Momanu, poate pe la... De, nu știu ce am zis. Așa, pe la Zărnesc, un pic te arătesc. Așa... Hai că am luat la urmă.
omul, știi? A făcut cachiu. Și că vin cu la Ghelegiu, o lucrare din fonduri europene, din afiră, la care la fel mâine dăm mult începerea lucrărilor, obligația la care vine să ne recompense. Cam asta am făcut anul acesta. Putem să punem mult mai multe, dar am ținut cont toate banii pe care avem și nu vreau să ne trăm în datorii și în alte. Deci, poate, eu știu, pe parcursul anului, ținând cont în anul electoral, un an care vor fi interesele din partea partidelor noastre, mai ales a partidului la guvernământ, poate mai vin ceva bănuți, pentru că și în mai și în decembrie avem alegeri, știu, pe cine, așa ne-am obișnuit, că în preajma alegerilor să lucrăm în masă, așa să mântuie economia. Da, dacă dumneavoastră aveți întrebări, o întrebare. Ideea este făcut o cerere la noi la Bratila, că dacă și vreau să-mi păduiesc, este drumul ăla care vine jos lângă Plăcinț, lângă Gora și... Acolo se poate un greac, un sărăt, un sărăt, eu am fost acolo, am văzut ce este vorba, nu e atât de simplu. Drumul respectiv pe care foloseau doar cu căruța, am fost cu Valera. Am încăput treacul cu remotul, am văzut ce. Acum, între timp, după câțiva ani, de jur de 20 de ani, toate s-au construit, sunt garde betonate acolo, e un drum... Pentru 20 de familii se poate da înapoi la bugatul, domnului mare. Dar n-a zis omul că nu se dă. Nu a zis omul. Dar de investiții, ca și din punctul de vedere astăzi, nu se pare a fi foarte important. Ținând cont că există o cale de acces folosită... Da, dar acolo înseamnă că de la biserică și până în capul satului nu trebuie să meargă ori cu spatele, ori cu vața să dea înapoi. Dar are un plas, așa mai mare. Dacă intră o mașină cu obier fereastră, dar deodată vă dați seama ce e acolo. Eu zic cu pământul care este la dispensat, care este la școală, se poate băga acolo. Zic o ședință. Să se mai mai ușor. Dar merge făcut un tutur și... Da, cu un cap, pentru că pe drumuri ați văzut și din ce știu de un drum, m-am oprit bănuți pentru o întreținere, pentru că nu știu exact pădoarea drumului de Plătila pentru a-l întreține. Avem 400 de mii, dacă nu mă înșel, 450 de mii chiar, cum ne gândesc, am discutat, având în calcul drumul de Plătila și de la Delene, să, de, nu știu, să reparăm, să spun așa, gurile de canal care sunt distruse de la de urma lucrării pe unitatea cu 10 ani, 8 ani, nu știu. Da, urmă în calcul. N-am pus, din punct de vedere, nu e un obiectiv care e de strict urgență, poate, mai poate. Ales că eu nu cred că acolo cumpăr cu mașină vreodată. S-a cumpărut cu dreptul preot, s-a cumpărut cu mașină, mai cu o mașină. Nici mașină era pe așa când era de urmă. Cu piciorul nu se poate merge acolo. 5 de 6, de 7, cred că cam nici era de urmă. Dar în fine, găsind inconvenientul este că trebuie să mergi 200 de metri în față și toți au mașini acolo, mergi cu față și trebuie să se poate. Dacă ea făcă o casă, nu mă las față. Vă dați seama că ala trebuie de soveata. Domnul primar, și eu am un referat de la doamna responsabilă de structura Xenia Doina. Bineînțeles, și noi, ca didactice, vă rugăm să ne spuneți în a repara și înlocui gardul care împrejmuiește școala. Vreau să vă spun că acel gard de la Tanase îi putred complet. Copiii, na, știți cum sunt. Dar unde este în spate școlii? Nu, la Tanase. Fața școlii. În fața școlii. Da. Beton? Nu e de beton, nu. E de lemn. Așa. Da. Așa, da. Și dacă se agață odată, cu siguranță le va veni în cap. Ăla din spatele școlii de la Coman. Este deteriorat complet. El e din beton făcut. Și am mai vrea și măcar fațada la cel de la drum, dacă se poate. Măcar unul dintre ele. Nu știu ce să zic acum. Mi-am prins niște bani la Pățământ, în calcul referat cel de la București. Găsim soluții. Da, măcar gardul de la Tănase, ăla chiar de ce era bine dacă, da, era bine dacă era înainte. Măcar știam cum stau. Exact, era bine dacă era înainte, dar nu... Ne luam calcul și un amendament la buget, reparația gardului de la... Da, eu am un referat. Am scaunele alea de care... Scaunele de catedră. Eu o să merg pe terasă, doamne, pentru scaunul meu din 2007, luăm scaunul din birouri, dați cum pe tărnul ăla din consiliu, n-am mai luat scaunul aici, și o să iau un calcul 20 scaune și o să găsesc soluții să iau și la școală.
Da. Mărimi din 6 scaune. Da. Factorizat. Da, spuneți acolo și da. Bine, nu. Noi așteptăm un răspuns. Da, pentru că răspunsul e clar astăzi. Îmi caut soluții. Astăzi nu, nu vrem. Vrem să gândim, să vedem ce putem să facem. Da. Da. Sau de un gar care înseamnă, nu știu, acolo la o valoare așa, o este mare de nepriceput ca mine. Cred că în jur de 100 de metri, 150 metri de liniar. Nu știu. Dacă 100 de lei pe metru, cel puțin, care își face la mine cu cineva, s-am plătit și mai mult, dar eu... Da. Da, e o valoare. Trebuia da, mai înainte să plin de mână, eu i-am explicat oamenii, dar am zis că totuși cerem și noi. Care e cea mai stricată să putem da, face. Exact. Pe măcar să reparăm. Dacă ție îi poți folosi, dacă fundația da. E regulă și te doar scândură. Da, lețurile sunt putre de... Lețurile sunt putre. Zic că pe parcursul anului ăsta din ce am zis doar la 110 ani, și unii pot să spun că am găsit de la înțelegere. Se pare că ori vor mai fi ceva bani prin rectificări parcursul anului. Da. Pe care discutăm aici. Dacă mă întrebați pe mine și poate trebuie să o spun, nu cred că vor fi foarte mult bani, că starea țării noastre așa cum este. Vorbim de nu știu ce, dar... Nu știu, poate o fi. Găsim soluții. Vorba de 10-15.000 de lei acolo, nu știu, poate găsim o... Da, dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu... Dacă nu spuneți pe aprobare, cine este pentru? Nu sunt la urmă. Împotriva, abțineri? Nu sunt. Nu sunt. Nu. Trecem mai departe la punctul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a serviciului public de salubritate pentru anul 2020. Da. Bugetul serviciului public de salubrizare se bazează pe estimarea veniturilor proprii încasate. Se bazează pe sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli la secțiunea disfuncționare și împrumuturi de la bugetul local, dacă va fi cazul. Asta înseamnă așa, venituri din prestări servicii 208.000, sume din excedentul anului precedent 32,26 lei și împrumuturi de la bugetul local 50.000 de lei. Și totalizează un buget de 296,26 lei. Pe partea de cheltuială... Înseamnă că serviciul nostru, ca să funcționeze normal, ar trebui măcar pe 3 miliarde de bani pe care noi să-i luăm doar din încasări. Da. Ceea ce este destul de greu. Vă spun că ieri am avut control de la ISC, control. Recepția aceea care am avut pe Domnul Național, mi-a fost de mare rușinea, m-am roșit în fața doamnei. Chiar dacă era doamna treaba inspecției construcții vis-a-vis de ținerea drumurilor, șanțurilor, dar am roșit în fața doamnei pentru că e mizerea ieșită din momentul. Eu nu am capacitatea, noi primăria nu reușim, pentru că acolo unde mă duc, totdeauna omul spune că să vină ajutor social. Știți și o spun mereu, nu avem la primăria legii decât 3 sau 4 oameni cu ajutor social care sunt apți de muncă. Oameni pe care nu pot folosi chiar peste tot, sunt și bolnavi între ei și multe alte chestii pe care numărul de ore este limitat. Hai să spunem că mizeria din șanturi ca mizeria din șanturi. E o problemă la Drăgugești pe care nu o înțeleg, să spunem că o înțeleg la un moment dat, dar nu e normal ceea ce se întâmplă. Chiar am un conflict între două familii acum, un conflict urât, în care se lăsa cu sancțiuni foarte mari. Niciuna dintre ele nu vrea să încerteze și să liniștească. În vorba de versarea, să spun, a tuturor apelor menajerii în șanțurile betonate și nu numai. Îmi pare distrus de drumul pe drum, din drumul merge în șans, din șans duce în râu. Este apă potabilă, este adevărat, este apă menajeră sau apă, cum să spun, că, apă de rețeaua publică. În tot satul sunt de acord. Toți oamenii au gândit și au acasă condiția asta și normal, suntem în 2019, diferit să fie așa. Nu există o sursă de canalizare, o canalizare la Drăgugești. Am avut câteva discuții cu diferiți proiectanți. Se poate face doar pentru satul Drăgugești, nu a dus la Hilegiu, asta se pare care e funcțională și e modernă, ținând cont că ar trebui să depinzi de pompe, plus că ar trebui să trecăm din nou drumul pe care l-am făcut prevedere și nu așa ceva niciodată chestia asta.
o să gândesc că anul ăsta o fază de proiectare pe canalizare, nu știu, o să încep într-o primă fază, nu știu exact, dar găsim... Prin lateral a părâmului, domnul primar. Cum? Prin lateral a părâmului, la o distanță mai mare. Da, accept, pentru că ardă părâmului aparține de apă de... Dar nu, dar trece prin grădinile oamenilor. Și acolo, prin grădinile oamenilor, putem folosi că nu avem voie să-i intabulăm. Pentru orice proiect trebuie să intabulăm topul și intabulare. Și trebuie să fii proprietar, clar, să fii proprietar. Ca să mergem să facem de propriet pe... Pentru că singura proprietate e drum. Drum, atunci. Este singur lucru pe care... Adică să urcăm canalizarea pe la Caleova la Tindea, nu? Da, și atunci eu... Nu, eu am gândit... Urcă la mără, frate, îl dăm din cuvânt. Am gândit-o acolo, să facem o stație de praune avanțat. Adică încetul acolo de locul unde ne-am ne-a pasat iritic, de exemplu, Crăiești, da, o stație doar pentru Drăgugești, la un capacitate mai mică, care să o acumulezi doar zona aceea de centru, pent și tot ce ar fi acolo. Dar înseamnă tot investiții, vorba tot de mulți bani, vorba tot de o lucrare care nu se poate face mâine. Până când vom face lucrarea sau cum mai face, eu cineva... Dar și stația în centrul satului acum nu vreau merge. Să știți că nu face mizerii. Dar nici nu e manul oxigen. Trebuie gândită. Ce vreau să spun, că nu e regulă ceea ce se întâmplă. Da. Nici eu n-am canalizat la Hilegiu, chiar dacă e canalizat, eu stau mai jos și nu ajung până la... Nu am bancă. Vitanșez, găsesc soluție, o fosă septică, nu-i normal să dai drumul. La gătura vreau să vă spun că este apă din sute de ani. 3 sferturi din compensatul plătit la o apă proprie, prin rețele făcute de ei. Eu nu văd șanțe la plătit la apă niciodată murdară și mizerie. Nu, aici niciodată nu este apă, dar de la pod în sus, până la bocan, toată lumea are apă prin surse proprie. De, ce o face cu ea? O dă în grădină, au, nu știu, dar la demerii dezastru. Nu, la demerii, da, au întrebicești. Îi dă drumul temporar, numai că vine apă. Nu plouă, că plouă de apă. Deci, în față, am două familii, nu dau un bici, facem acolo, încetul de acolo, cu meiul rusul, sunt ceartă și în conflict enorm acolo, s-a dat în amenință că s-o moară la poliție, nu știu ce. Deja, la acum 3 zile, a fost la acest mare. S-a ținut foarte mare. În cearta lor, îl vreau și pe azi. Că și și nu știu unde se va ajunge, abite sunt până la 500 de milioane, câte știu eu, la vechi. De la vremea nu știu ce o să întâmple, nici ei nu înțelege. Dacă dă-i tu, mai înregat și celălalt, când știu, nu sunt inovat ca așa. În principiu să moară capra pe cel. Da, sau nu, numai în orice când să moară pe cel, să iau capra. Nu mai capra. E tot la punctul ăsta, la domnul primar, acolo omului. Cu milă, cu milostenii, cu ce vrem noi, am acceptat să mai stea familia de rând la Drăgugești, da? Știți, am unde au stat ei. Da, cortul. Ați văzut ce a rămas acolo? Da. E un dezastru. Sincer, vă propun să punem poliția locală să-și facă datoria, să nu mai accepte așa ceva. Deci, sub nicio formă, nici măcar pentru o zi, pentru că ei au adus frigideri, aragazii, au luat partea din metal, restul putrezească în ani și în timp, nu știu când. E dezastru ce e acolo. Acolo trebuie făcută acțiuni de colectare. A fost fosfale, televizoare, nailoane. Deci, e greu de imaginație. O să am început în Maria să zic la care vine acolo. Da, cu tot riscul că o să ne blestem în Maria, țiganca. Ea e șef de trib acolo, șef de trib. Gheorghe, și mai mulți alții. Gheorghe și Cosnatul. Nu, dar nu, deci... Nu, până a venit... Da, dar ei atunci, cu datul cu Cucu, apar și ei. Noi să nu facem treaba. Dacă nu înainte a Cucului. Eventual îi lăsăm un pic să stea, să strângă. Dați o misiune să strângă. Să încarce 2-3 ori după aia. Da, faci aport de... Azi mă ducem timp. Da, e dezastru cer acum. Nu, mă cu care de mediu. Deci vă spun că am scăpat fără amendă, așa, nu mai știu cum. Cu ghioace? Nu cu ghioace. Am înțeles situația, că avem un serviciu când îi funcționează și că omul nu vrea să-și facă treaba. Am spus-o mereu, voi vrei condiții ca afară. Comporti ca afară, omul Dumnezeu. Băi, dar treabă noi de la poartă. Acum am văzut toată lumea pe cei cu noi. De ce să nu mai ducem în drum? Să aducem șansă? Să demarăm inițiativa aia, să facem spontanele de proiectare. Și atunci, cred că sigur, sigur să vă aici. Nu aveam buget, nici un contract până acum. De acum, Dumnezeu, nu, 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 n
puneți spre aprobare bugetul serviciului de autorizare, dacă sunteți de acord. Este pentru? Deci o strâns vale 50 de sași, noi de la drumul Dragoste, de a contrat și până la 50 de sași de comunitate. 2 km. Sunt la drumul Dragoste, că vorbeți. Toată lumea știe. Nu mai da, să știi până la Bacău. Eu iar vin în fiecare zi la Bacău. Iar și o acțiune de colectare mai trebuie făcută acolo. Ne-ai un știi unde, spre Izlaz. Pentru că în viitor apropiat va începe iarăși perioada pe vânt. Și acolo vor împrăștia. Sunt prăștii pe toate dealurile, când începe să bată vânt. Săptămâna asta o luase un cadru acolo, deci la jos pe vator, să gândim ceva... Voi ați făcut o groapă și groapă. Da, da. O oată, nu se sucă. Cum se întâlnește un pic să usucă? Pentru că dezastru e apă, adică sunt crește că începe să bată vântul, ce e ușor. Am spus și cu capul ăsta, nu înțeleg cum vorbăța aia plimbă noi la deal. Ea mea va de grăbuți în urși, deci... Da, la punctul trec, dacă vorbesc, am spus la punctul ce înseamnă diversie, dacă mai sunt alte probleme, dacă nu... Pe drumul către mănăstire se mai pot pune niște pietre, niște... Ca să urcăm mai ușor la deal. Dacă facem ceva, dacă să facem doar noi, primăria. Pentru că drumul ne aparține nou. Eu nu pot să plătesc nicio factură pentru întâlnirea de mâine respectiv, că e drumul forestier, aparține de o conduție. Chiar dacă îmi detaie... Dacă am niște pietre, niște bolovani. Cu roagul Dumnezeu. Hey. Domnul primar, faceți un săie de pietre biserică, lasă călul acolo. La biserică, pentru că vorba, facem buget, așa cum ați dorit dumneavoastră, în mod de comunicare, fiecare biserică va primi 10.000 de lei anul ăsta, nu știu dacă e mult sau puțin, cred că e puțin, ținând cont de necesitățile. Pentru că bugești chiar puțin, pentru că este acolo foarte puțin. Avantajul de Lugești este că la Lugești, pentru biserică, lumea este foarte mică. Și un preot despre acolo, părintele Doru, care e niște priceput să-și bagă și mă rând bani. Bucești? Da. Da. Asta e dat, că nu pot să zic altceva decât să-i adevăr. Să investește, să lucrează. Niciodată nu mi-a spus Doru, părintele Doru, că sunt bani prea puțin de Lugești. Uite acolo. Părintele, tu în prima, cât poți să dai? Nu, părintele, 10.000. O, suficient. Mulțumesc Dumnezeu, e bine. Deci niciodată, băi, dăm 30 din mii. Întotdeauna e bun și puținul. Păi, nu-i fără zic. Păi, niciodată. Picătură cu picătură se face la. Nu, că nu s-a primit nimic la biserică. L-au ajutat și oamenii. Nu, s-a dat acolo o concurență. Nu e o concurență. Am înțeles lumea, e o necesitate să faci un... Oamenii din zona strada Târș, cred că îi spune acum asta, cea de la Dumodena, când în stânga sus, au venit oamenii la mine, 20-30 de oameni, m-am trezit de aici în dimineață, cu cereri făcută, că ei suportă o parte din cheltuială, ca cei de dealul bisericii, că ei vor să iasă la muncă, să-i ajung eu cu 3-4 mașini de beton, vor să betoneze drumul acela până sus la Lungul, sau cum îi spune acolo, la Mariana. Eu salut, credeți-mă, activități genul ăsta, pentru că mă costă în primul rând mai puțin și un lucru făcut. Iar la Dumnezeu am 3 puncte. De astea unei lumea s-a implicat și și-au făcut singuri. Am pe partea asta de pe, aici, pe Ferca, nu știu dacă îi spune, care la capul. Maria. Da, Maria. Asta cum am făcut, dar totul e suportat pentru că era singur. Cred că în jur de 20.000 de lei. Adică să scoți din buzunar 200 milioane să faci un drum de acces. Bine, eu femeia am înțeles că eu cu casa acolo, că nu au publicat unde stăteam pentru dealul, dar au suportat bănuții singuri. Am băieții ăștia din lângă, cămina lui Bonsoi. Da. La fel, și-au făcut beton până sus. Pe dealul bisericii la fel. Am așa că am făcut-o, dar ajutorul meu a fost mai mic decât l-aș fi avut să fi făcut eu singur drumul respectiv. Au ajuns, s-au betonat până la jumătatea drumului. Au scăpat, practic, din drumul ce era mai rău, Nicol, decât Ștefan Achea din Cristian. Lucruri care sunt și ok la Drăgucești. Dar sunt chestiile aia cu mizeria, aia e dezastru. E la mizerie, nimeni, nimeni. Sunt și cu metri la urmă. Iluminatul pe imediat. Iluminatul public, dar celor te-a ajuns. N-am rezolvat astăzi. Am vorbit de ce nu merge? Pentru că... Nu, dar n-are nicio vină omul. Eu l-am înțeles. Am fost personal acolo. Nu, de atunci. De când a murit mama domnului inginer Bohariu, nu avem acces la transformator.
transformatorul în curtea Buhaiului, da, da, acolo. Nu poate să intre, am un câine mare, am fost de 3 ori și eu ieri, omul a fost plecat la niște... Și el trebuie să pândească când e domnul inginer acolo, știți? Și azi, la și era plecat, că l-am sunat eu. Domnule, vin, știu că nu este, vin acolo. Nu un vânt sau ploaie pe altă trecută și o să iese bulanță. Vreau 3 zile. Nu, da, nu, acum am vrut 3 zile. Știa. O să luăm un calcul, am vorbit deja. Aseară tot ne-a fost la Emon, ne-am trimis un e-mail, o solicitare, să ne dea un accept, să scoatem pe stâlpul din stradă, măcar din iluminat, să rămână contorul acolo, știi? Și o zis că m-a sunat acum, o să-l sună după aceea, sunt convins că se înțelege. Deci nu tot controlul, doar partea de... Asta e cauza, nu se poate ajunge acolo. Nu, eu nu mai ai acces la poarta închisă, nu poți sta gardul, nu poți sta omul. Normal. Da, vă mulțumim. Mulțumim pentru colaborare.